Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live. Sunt tulburi apele în fotbalul românesc după noile restricții intrate în vigoare, restricții în plină pandemie de coronavirus. Sunt discuții legate de posibilitatea ca meciurile să se dispute în continuare cu spectatori sau, mă rog, să se poată face ceva în sensul ăsta ca partidele din Liga 1 să nu se mai joace cu tribunele goale, cum s-a întâmplat în 2020. Sunt discuții legate de modul în care FCSB a reușit să obțină amânarea partidei cu Farul din campionat, însă FCSB este eliminată din Cupa României pentru că nu va putea juca împotriva celor de la Voluntari din cauza problemelor de efectiv. Sunt discuții legate de o posibilă rocadă între Edi Iordănescu și Mira Rădoi. Mira Rădoi să vină la FCSB și Edi Iordănescu să preia echipa națională la finalul acestui an. Există un raport de aproape 1000 de pagini făcut de administratorul judiciar de la Dinamo despre modul în care spaniolii au intrat și au subfinanțat clubul Dinamo în scurta perioadă în care au fost în club, însă există acolo și niște informații despre manevrele financiare făcute de fostul investitor de la Dinamo, Ionuț Negoiță. Sunt lucruri care se întâmplă în fotbalul românesc, însă în dimineața asta o să încercăm să vorbim despre o temă care a stârnit de multe, multe discuții în ultima lună. E vorba despre antrenorii români și despre antrenorii români fără licențe, cei care stau pe bancă și dădeau indicații până la un punct, nu mai dau indicații în acest moment. Trebuie să aibă anumite, să îndeplinească anumite condiții pentru a putea da indicații. O să lămurim această problemă în această dimineață, pentru că invitatul nostru din această dimineață este șeful școlii de antrenori din cadrul Federației Române de Fotbal, domnul Lucian Burchel, cel care ne va face lumină în această poveste. Fost fotbalist, fost coleg de echipă cu Gică Hagi, cu Mircea Sandu, cu Gini Orgulescu la Sportul Studențesc în anii 80, de două ori jucător la echipa națională în 1986 cu Mircea Lucescu, selecționer. Bună dimineața, domnule Burchel. Bună dimineața. Mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc pentru invitație. Ce faceți? Sunteți un om arătat cu degetul, nu arătat, nu neapărat dumneavoastră, federația arătată cu degetul, cu povestea asta cu antrenorii. E o presiune așa pe dumneavoastră, pentru că nu îi lăsați pe antrenorii ăștia promițători, considerați promițători? Nu, nu simt nicio presiune. Nu simțiți, nu? Absolut deloc. Ok. E de discutat, e de clarificat, lucrurile sunt simple, lumea trebuie să aibă șansa să cunoască totul despre sistemul de licențiere și mă bucur că m-ați invitat. Încercăm să facem lumină. Ok. Sunt foarte multe discuții. Dom'le, durează prea mult, poate prea mult, să-mi iau licențele pro. Am auzit jucători, pe Borceanu l-am auzit ieri. Dom'le, mă las de fotbal la 30 și ceva de ani. Când mai am eu timp să fac școala de antrenor să-mi iau licența pro? Pentru că durează foarte mult. Tot sistemul e în așa fel construit încât să-mi iau peste 7 ani jumate, spunea Borceanu la un moment dat ieri. Da. Păi hai să o clarificăm. Haideți. Luăm cazul Borceanu. Luăm cazul Borceanu. Pentru că s-a amintit punctual de el. Da. Alex a fost la noi, am discutat cu el. Alex a ales ca după ce a terminat cariera de antrenor să facă școala de antrenori. A făcut-o. Okay. Asta înseamnă 2 ani. Acum mergem strict pe calcule. Școala de antrenori însemnând 2 ani? Școala de antrenori însemnând a ales să nu meargă la universitate, să aleagă un program... La ANEFS. La UNEFS. La universitate sau o altă facultate care livrează programe de studii pentru antrenori. Uh-huh. Da? A ales să se ducă în sistem post-liceal. Ok. A făcut 2 ani de zile școală. Asta înseamnă primul pas. Ăsta e primul pas. Obținem calificarea. Obținem carnetul de antrenor. Calificarea. Exact. Carnetul de antrenor se obține ulterior acestui proces. Bun. Te duci cu documentele care atestă calificarea, te duci la în singurul loc unde se eliberează carnetul respectiv, CNFPA. Da. Este un centru național de formare și perfecționare a antrenorilor care reprezintă Ministerul Tineretului și Sportului. Ok. Acolo, cu documentele pe care le ai, te duci și ți se eliberează carnetul de antrenor care atestă ocupația ta de antrenor. Dorești să te faci antrenor, te duci frumos, ți-ai luat carnetul, te angajezi. O întrebare, ca să lămurim o chestie. Asta este echivalent cu licența C? Nu. Nu. Asta este calificarea. Bun. Încă o întrebare, pentru că sunt lucruri pe care le-am tot auzit, am auzit jucători care mi-au povestit despre treaba asta. Dom'le, în momentul ăsta situația e blocată, nu mai poți să faci cursurile astea de 2 ani, pentru că federația e într-un conflict cu ANEFS sau cu facultatea, cu universitatea
și federația încearcă să tragă, să facă ea aceste două, acești doi ani, să se facă în cadrul federației, federația să ia niște bani mai mulți de la cei care vor să devină antrenori. Hai să o clarificăm și pe asta acum, întrebare foarte bine pusă. Între Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Educației Naționale și fiecare federație națională a unui sport din România, da, vorbim de România, da, se semnează un protocol. Da? Okay. Acest protocol, în baza acestui protocol, un absolvent de cursuri, de formare în meseria de antrenor, da, cu documentele care atestă că a parcurs acest proces, da, se duce la CNFPA, okay, adică reprezentantul MTS, okay, cu acest protocol, să spunem, tripartit, da, semnat de către toate trei părțile, se duce cu documentele și acolo, în baza acestui protocol, li se eliberează carnetul de antrenor. Bun. Bun. Acest protocol, timp de 2 ani de zile, Federația Română de Fotbal a ales să nu-l semneze. Din diverse motive, să spunem, eu la momentul la care am intrat în federație... Dumneavoastră sunteți din 2020. Din 2020. Da. Februarie, atunci am semnat contractul. În momentul în care am intrat în federație, am găsit această situație de fapt. Nu era semnat protocolul de un an, cred. Ok. Acum, protocoalele din aprilie sunt semnate cu instituțiile de învățământ superior. Așa. Sunt semnate protocoalele. Așa. Deci, pentru că aceste protocoale au fost semnate cu instituțiile de învățământ superior, toți cei care termină instituțiile de învățământ superior... Respective. Da. Și au calificarea de antrenor. Respectiv, au o diplomă. Da. Da? Așa. Se duc frumos la CNFPA și au carnetul de antrenor. Deci în momentul ăsta nu mai există un blocaj. În momentul ăsta există un singur blocaj. Da. Deci singurul blocaj este cu două instituții. O instituție de furnizare, formare profesională adulți, care este legată de Ministerul Muncii, și o școală post-liceală. Pentru okay. ce? Pentru că împreună cu Răzvan Burleanu și cu domnul Stoichiță, așa, am participat împreună cu ei la o ședință la Brașov, împreună cu reprezentanții tuturor decanilor facultăților de educație fizică și sport, în care am discutat probleme legate de formarea în învățământul superior. Bun. Odată. Eu am mai avut două discuții cu chiar președinta Forumului Decanilor. Am mai avut două discuții uh-huh. legate de sistemul de formare a antrenorilor în învățământul superior, în care noi ca și federație, cred că știți lucrul ăsta și dacă nu știți, îl vorbim acum. Noi ca și federație, conform legii, avem dreptul să sugerăm linii de updatare ale programelor de studii din învățământul superior, pentru ca la finalul procesului antrenorii care ies de pe băncile școlii să fie mai bine pregătiți. Bun. Astfel încât, când vin la noi pentru sistemul de licențiere, pentru că și de asta vom vorbi, uh-huh. să fie calitatea procesului, să fie superioară. Bun. Ăștia 2 ani te pot aduce la carnetul de antrenor. Dacă toate lucrurile merg bine, ai 2 ani. Calificare. Eu sunt fotbalist, să presupunem că eu sunt un fotbalist care m-am lăsat de fotbal. Nu contează dacă sunt fost internațional român, contează în momentul ăsta, mai contează, într-o vreme conta. Într-o vreme conta, acum nu mai contează. Nu. Deci pentru pot că... să fiu Gică Hagi în momentul ăsta, să zicem că m-am lăsat acum de fotbal la 35 de ani. Să zicem că am exact. 35 de ani, sunt Gică Hagi. Exact. Da? Facem un joc. Da. Hai să luăm totuși pe Alex Borceanu. Alex Borceanu, nu știu exact câți ani are el. Alex Borceanu. Nu știu situația de până acum exactă. Exact. Primul pas l-a făcut. Deci cei 2 ani are. Îi are. Cei să vedem exact vârsta lui Alex Borceanu, ca să facem direct jocul să fie, să aibă date reale. 85, mm-hmm. 36 de ani. Deci 36. El la 36 de ani are cei 2 ani făcuți. Da. Bun. Hai să mai luăm un caz. Care? Ca să avem două cazuri speciale. Andrei Cristea. Andrei Borceanu, Andrei Cristea. Bun. Andrei Cristea are cât? Andrei Cristea are, cred și el, 36-37. 37, cred. Ia asta să vedem. Andrei Cristea, născut în 84, 37 de ani. Bun. Cele două cazuri. Cei doi sunt la fel în momentul ăsta cu 2 ani de... Hai să vorbim despre condiții acum. Bun. Conform Convenției UEFA, documentul care reglementează căile de acces către admiterea la o licență, da, spune foarte clar, pentru jucătorii profesioniști care fac dovada că au jucat minim 7 ani într-o ligă profesionistă, okay, respectiv România,
sau altă țară, așa, sau ambele, da, există posibilitatea ca acest tip de foști jucători cu carieră, da, îndelungată, așa se numesc ei, să facă două licențe comasate, B plus A. A, doar B plus A, nu se pot B? Face A plus Pro, de exemplu, cum A plus Pro nu. Deci B plus A. E specificat foarte clar. Cu aceste, bun, două licențe B plus A, care durează un sezon competițional, întregul proces durează un sezon competițional, poate dura și mai mult. Procesul de instruire. Procesul de instruire. Okay. Adică cele 240 de ore pe care ei trebuie să le facă, durează minim un an, minim un an, un sezon și competițional. Și maximum cât ar putea dura. Poate să dureze funcție de ce dorim noi, cât de aprofundat dorim noi să lucrăm. Bun. Și cât de, eu știu, de capabil suntem să ne facem un program care, într-adevăr, să răspundă exigențelor. Bun. Pentru că ei deja două licențe pe care le adaugi la, la calificarea de antrenor și care te pot duce în funcție de antrenor prin secund la Liga 1. Bun. Deci eu vin după 2 ani, da, în care m-am dus, mi-am depus calificare, actele, mi-am luat carnetul de antrenor, pot să mă înscriu la aceste imediat, în a doua zi, a treia zi, după ce am făcut chestia asta? Dacă se organizează un curs, da, trebuie să fie cât? Minimum cât? Minimum 8. Minimum. Dacă sunt 8, pentru acești 8 am intrat înăuntru, da, stăm un an, deci al treilea an, la care se adaugă minim un an de experiență. Deci să spunem că eu termin cursurile astea de B plus A într-un an. Da. Plus îmi va trebui un an de experiență. Un an de experiență. Un an de experiență unde aș putea un să... Un an de experiență la nivelul licenței A. Licenței A. Exact. Ce adică poți să faci cu licența B în momentul ăsta? Cu, știți, licența, exact? Cu licența B, dacă vreți, ne și uităm așa pe... Să ne spuneți dacă asta e... Asta, putem să dăm mai jos un pic. Mai jos, adică pagina următoare? Nu, nu, nu. Pagina, scuze, mai sus. Pagina mai sus, 5. Mai sus. Hai să mai, vedem. Pagina okay, 5. Bun, bravo. Okay. Linia licenței B, o vedeți. Așa. Este cea din centru cu roșu, UEFA B. Ar trebui să mă duc mai aproape să pun degetul? Crezi? Cred că... Nu. Ia, haide să vedem. Hai să vedem. Colegii mei zic că da. Hai, dar să doar vedem, să nu intrați foarte tare în cadru. Ok. E, da, bine așa? Da. E, e perfect. Okay? Da. Asta este linia licențelor de bază. C, B, A, în care noua organizare pentru licența C, avem licența B, da, licența UEFA A, UEFA Pro. Sunt, okay, licențele de bază, trunchiul de bază. Da? Ok. Da. Pentru fotbaliștii de care vorbeam un pic mai devreme, cei doi, da, pentru că revenim la cei doi, această licență nu ce? Este obligatorie. CEU-ul. CEU. Deci doar pentru cei care au minimum 7 ani în ligile profesioniste. Exact. Bun. Exact. Nu este nevoie nici de vechime de minim 6 luni de zile să intri la ea. Ok. Și nu e nevoie nici de minim 6 luni să intri la B. Ei, bun, intră direct la B plus A. Deci dacă eu am doar 5 ani de profesionist, 3 ani de profesionist, da, trebuie să iau licența ce neapărat. Din 2023, când, da, procesul, a, se implementează, okay, procesul de implementare a noii licențe, da, ce ar trebui să finalizeze în, dar, 2023. Dar înainte de asta am nevoie și de 6 luni de practică. Unde îi pot face 6 luni de practică pentru licența ce? Deci vorbim de un fotbalist normal. Da, normal. Deci care nu se încadrează să depășe, să treacă, să aici să ducă ar trebui mai să aibă ei 6 luni de după zile. Aici licența ar trebui C. să aibă, a, minim 6, okay, luni. Am crezut că zile, înainte de licența C, undeva, nu, la aici, copii. Sau... Aici, bun, ar trebui să aibă 6 luni. 6 luni care ar putea să le facă unde? La nivelul licenței B. O ajungem la categorie imediat. Okay. Luăm cele două cazuri. Da. Oamenii fac asta. Da. Nu fac 300 de ore. Adică 2 ani și ceva. B plus A, da, înseamnă minim un an. Deci dacă le-ar lua separat, cât ar lua? Cât dacă le-ar lua separat, dacă asta ar fi în jur de 4 luni. Okay. Acum noi organizăm cu 4 luni. Okay. Eu aș vrea să o întind, pentru că vom vorbi ulterior și de proces. Bun. Pentru că e foarte important procesul. Pe lângă teorie și practică, okay, trebuie să asigur mentorat. Și la nivelul licenței B sunt țări, foarte multe în Europa, unde se asigură mentorat. La noi, pentru chiar noi, Moldova se asigură mentorat. Exact, chiar Moldova. Da. Aici, să spunem 4 luni. Da. Trebuie să stai un an între ele. Da. Adică un an și 4 un luni. Un an de practică. Un an de practică la nivelul licenței B, despre care vom vorbi unde se poate lucra. Okay. Cu el, pentru că să avem niște organigrame. Ok. Deci, 4 plus un an, plus, mm-hmm, încă 2 ani de zile. Da. Unde tu, da, unde tu ar trebui 2 ani plus un an jumate, plus cele 6 luni de zile, da, se adună. Ok. Da? Asta dacă nu sunt din dacă categoria fost fotbalist. Fost fotbalist. Deci avem 4, da, ani, pentru că trebuie să le faci pe toate. Ok. Da? Da.
UEFA A durează minim 6 luni. Ok. 4 ani jumate. Da. După care mai trebuie să stai un an aici. 5 ani jumate. Da. Se strâng. Ok. Faci minim un an competițional. 6 ani jumate. 6 ani jumate. Ei calculează bine 7 ani. Doar că, după cum v-am explicat, lucrurile stau altcumva la nivelul ăsta. Ok. Hai să luăm vârstele acum. Alex Borceanu, 36 da. De ani. Da. E un caz. Da. Adăugăm un an aici. Cu cele două. Da. Un an. Da. Pentru că, nu, adăugăm 2 ani de zile școală, 38. Okay. Nu, 34. A început la 34, a terminat la 36. Ok, da. Adăugăm minim un an de zile. Da. Înseamnă 37. Da. Adăugăm 38, deci anul. 4 ani până acum de instruire. 38, luăm da. Pe vârstă. Procesul acum. Durează exact. Până acum 4 ani. Exact, da. 38 de ani. Da. La 38 de ani el poate să intre la licența pro. Și mai durează un an. Mai durează minim. un an jumate. Deci doar 5 ani. Minimum e cam 5 ani. Minimum ar fi 5 ani. Prin acum, care poți ajunge de la nimic la pro. E vorba de Alex Borceanu. Da. Hai să luăm Cristea. Cristea. Care joacă încă. Da. Care a terminat în cursul carierei de jucători școala de antrenori. Da. Deci el până la 37 de ani a făcut 2 ani de zile de școală, okay. A făcut licența B, a făcut licența A și a ajuns acum, jucând, da. Să, poată fi, să poată să se înscrie și la licența pro, dacă, bineînțeles, face dovada că a antrenat un an de zile la un anumit nivel. Se poate face așadar școala și în timpul carierei. Bineînțeles. Da, dar uitați, vă dau un contraexemplu. Puiu Ionescu, legendarul atacant al Rapidului din anii da. 60, spunea, zice, domnule, am vrut să fac școala în Germania. Da, puteți să fac. Da. Când mai simțiți nevoia, putem da. Să facem okay. chestia asta fără niciun fel de probleme. Spunea așa, domnule, am făcut școala, ok, erau anii 60, dar e cam același lucru. Avea o carieră de fotbalist profesionist în Germania, în Bundesliga și pe final de carieră a vrut să facă cursurile în Germania de antrenor. Doar că făcea deplasarea între Köln și Aachen și spunea, zice, domnule, procesul ăsta m-a consumat. Ultimii ani de carieră mi-a consumat pentru că era o navetă zilnică, mergeam la cursuri, sau nu zilnică, nu știu, de câteva ori pe săptămână, mergeam la cursuri, nu m-am mai concentrat atât de mult pe cariera mea. Da, vorbind despre Germania, cred că exigențele într-o țară ca Germania sunt superioare, okay. mai ales la nivel de prezență. Însă hai să iau cazul meu, că mi-e mai simplu să vorbesc despre mine. Și eu am făcut școala în timpul carierei de okay. jucător. Okay. Adică aveți licență pro, din câte știu. Am licență pro, dar școala, da. Calificarea, facultatea, am terminat-o când eram la Sportul. Ok. Nu era mai ușor atunci la Sportul? Păi eu stăteam chiar în curtea Nefsului. Am fost un caz fericit. Așa. Deci noi acolo stăteam. Cei de la Sportul aveam acolo o clădire în care acolo locuiam. Da. Bine, caz fericit, nu e același caz, n-a trebuit să mă deplasez. Okay. Dar dacă ar fi trebuit să mă deplasez, pentru că jucam pe lângă București, trebuia să mă duc la școală. Doar că noi, ca și sportivi de performanță, să spunem, la Liga 1 eram asimilați ca și sportivi de performanță, aveam anumite facilități, dacă se făceau demersurile potrivite, de prezență. Okay. Facilități la... Adică mai închideau ochii profesorii. Nu închideau, aveam facilități, adică scutire de frecvență, așa se numeau. Și atunci mergeam, poate, la examene, doar cu, bineînțeles, cu dovada că erai la lotul național de tineret, că aveai acțiune nu știu unde, că erai sportiv de performanță într-un club, așa era atunci. Da. Practic, și atunci, pe vremea comuniștilor, dar și acum, poți termina facultatea ducându-te la școală și terminând cariera de jucător cu calificare asigurată. Cazul Andrei Cristea e cel mai simplu să fac referire la el. El, la 37 de ani, poate intra la cursul pro în condiția în care arată că are documentele în regulă. Da. Bun. Asta e o problemă. Problema cu indicațiile. Indicațiile de pe margine. Indicațiile de pe margine. Că a fost o întreagă poveste acum o lună și ceva, Mițo Iosif nu mai are voie, clubul și el sancționat, pentru că nu se încadrează în... Adică antrenorul fără licență A nu poate da indicații... Da.
Haideți să revenim, dacă se poate. Care? Spuneți-ne care slide. Hai să discutăm. Discutăm aplicat. Tot acolo. Tot pe 6. Sigur, pagina, de fapt 5, cred că era. Pagina 5. Nu mai știu exact. Vedem imediat. Haideți să o deschidem din nou. Tot acolo la... Aia exact. A, aici. Bun. Hai să o luăm din nou. Dacă mergeți dumneavoastră, ne arătați. O luăm de la început, da? Da. Ca să înțeleagă fiecare... Licența UEFA B. Da. Licența UEFA B. Cu licența UEFA B, după cum vedeți, licența UEFA B se adresează nivelului fotbalului amator. Ok. Scrie clar acolo. Naționalele de la nivelul de la U9. Nu. Astea sunt competiții. Okay. De juniori. Oh, ok. Da, după cum okay. vedeți, centrele da. De juniori. Am văzut. Campionate naționale și județene. Bun. Amatori. Da. Bun. Ligile superioare, antrenor principal. Da. Antrenor secund. Ok. În mod normal, da, ar trebui ca licența B, da, să se adreseze antrenorului principal, adică un antrenor principal la Liga 4. 4. Deci el poate să dea indicații cu licența B la Liga 4. Să aibă licența B. Dacă nu are, nu poate să dea la Liga 4 indicații? Deci ca antrenor principal la Liga 4, acum nu este licența B, dar okay. în mod normal, din 2020. Logică, da. Probabil că noi acum lucrăm la RSA. Ok, RSA fiind regulamentul astea, pentru statutul antrenorului. Exact. Bun. Lucrăm, vrem să-l updatăm după noua convenție, după legislația română, vrem să le punem pe toate în regulă, astfel încât... Da, aveți o problemă pe site, că e cel din 2011 care nici nu 2011, mai e activ. E cel din 2011, ăla trebuie scos de acolo și nu-l scot pentru că pe documentul pe care se lucrează și nu e definitiv, da, încă fiind în lucru, nu-l poți publica. Bun, ok. Dar ăla trebuie periat foarte bine, băgat în comitetul executiv, aprobat, după care va fi la vederea tuturor. E, în condiții normale, revenim la licența da. B, amatori. Da. Cu alte cuvinte, toată programa de da. Studii, da. Teorie, practică și asistență, da. În experiență profesională se numește, sau în contextul clubului, totul se referă la fotbalul de amatori. Da. E o diferență între cele... conținutul celor 120 de ore de la nivelul licenței B și conținutul celor 180 de ore de la nivelul licenței A. Ok. Și o altă diferență se face între A și Pro. Între A și Pro. Bun. Deci, Mihai Iosif are în momentul ăsta B. Are B. Da. Deci el are un antrenor de amatori în momentul ăsta, calificat pentru nivel de amatori. Exact. Calificarea lui. Nu, să spunem specializarea, specializarea lui. Specializarea okay. lui e okay. antrenorul, da. Specializarea lui okay. este UEFA B. Da. Deci eu sunt specialist el, acolo. El în momentul ăsta își depășește mult condiția performând la nivel de UEFA Pro. Asta este ceea ce potențial are el. Da. Închipuiți-vă în condițiile în care lucrurile s-ar respecta conform RSA da. Și conform ROAF. Așa. În RSA și în ROAV lucrurile sunt foarte clar specificate. Ce antrenor, ce funcție din staful tehnic poate da indicații? Bun. Funcția este antrenor principal, antrenor secund, director tehnic. În condițiile în care tu, cu UEFA B, conform competențelor pe care le ai la momentul finalizării licenței B, nu poți să dai indicații pentru că nu ai făcut conținut pentru licența Pro. Dar pentru că el are un potențial, pentru că probabil studiază, se informează, se consultă okay. și știe meserie, așa. El a zis, clubului au zis, a decis să îi acorde funcție de antrenor principal, probabil formal, da. Pentru că legal și conform regulamentelor asta nu se poate. Bun. Da? Dar el nu-i contestă nimeni calitatea. Nu-i contestă nimeni potențialul, pardon. Ce îi se contestă? Îi se contestă ca și antrenor principal nici calificarea măcar, ci această licență care corespunde altui nivel. Au existat tot felul de derogări în ultimii ani. Am văzut și eu o grămadă de derogări. Dom'le, cine să stea pe bancă? Cine să dea indicații? Cine să... Ar trebui să vorbim despre cazuri clare. Bun, ok. Ca să pot să dau un răspuns. Bun. Dar se pot face derogări? Ce derogări se pot face în momentul ăsta? Adică dacă tu nu ai licența Pro, nu se poate face derogarea, dom'le, dă indicații respectiv antrenor. Deci vă întreb altfel. A cerut rapid. Miță Iosif, dacă nu s-a înscris la cursurile A, nu? S-a înscris în Moldova. În Moldova. Dacă e înscris în Moldova în momentul ăsta la cursurile A, el poate da indicații? Dacă este înscris în Moldova la licența A, da. Care licență
corespunde sau ar trebui să fie un antrenor secund la Liga 1, ar trebui să fie în posesia cardului de licență A, da, diplomei de licență, da, A, el poate să dea acel antrenor, după ce dobândește licența, okay, poate obține funcția de antrenor secund și, da, conform regulamentelor, poate da indicații pe rând, împreună, bun, cu antrenorul principal și directorul tehnic. Asta pe dacă rând face Moldova. Dacă se înscrie, poți să fac oriunde. Dacă se înscrie în România la cursurile licenței, da, A, trebuie același lucru, să aștepte să termine și să... Deci nu poate să dea indicații. Până nu deține licența Pro, nu va putea da indicații, deci, nu? Deci, până nu obține licența A, nu va avea calitate de antrenor secund. A, antrenor secund poate să dea indicații. Deci conform, poate să se ridice, da, și zice, domnule, sunt antrenor secund. Exact. Și... conform regulamentului, oh, okay, în vigoare, cu licența B, pentru că ai făcut cursuri de antrenor de portar, da, înăuntru, ești asimilat conform RSA cu antrenorul de portar, dar antrenorul de portar nu dă indicații în timpul jocului decât dacă celelalte trei funcții nu sunt pe bancă. A, okay. Suspendate, bolnave, okay, și așa mai departe. Okay. Așa scrie în regulament. Păi, asta probabil că se va deschide o nouă portiță, acum cluburile și angajează niște antrenori A secund, antrenor principal secund, îi îmbolnăvesc la meciuri și rămâne cu antrenorul, bine, de portar. Asta nu se poate întâmpla foarte des. Știți că românii pot face chestie, orice pot face românii. Nu, dar cine se complică? Cine se mai complică? Păi ca să-i permiți unui posesor de licență B să dea și indicații, nu, că nu sunt, cred, ceilalți doi pe bancă. Nu cred. Mi se pare că se deschide totuși o copă. Haideți să fiu și mai clar. Cred că în RSA, dacă nu mă înșel, este vorba despre antrenori care sunt suspendați, nu bolnavi. Okay. Pentru că bolnav poți fi răcit, poți fi o etapă, dar cred că sunt suspendați. Cred că la asta se referă. Am înțeles. Bun. Deci e vorba de funcții. Trebuie să fie foarte clar. E vorba de iar funcția o dobândești, nu ți se dau derogări ca să obții o funcție. De ce scrie FRF la antrenor secund, la nivelul licenței A? Poate să fie selecționer? Da, sigur. Ori la orice selecțion? Până la U21 inclusiv, până la U21. Poți să ai licența A, sigur. Deci asta înseamnă FRF la licența, da, A. Deci, da, licența A, cu posesor de licența A, poți să fii selecționer, da, la U21. Naționala Mare și echipele de prima ligă. Scrie acolo? A. Da. Exact. Da. Acum, într-una din variantele RSA-ului am găsit planificat ca odată cu sezonul 2020-2021 și Liga 2 și la Liga 2 să fie antrenorul principal să fie posesor ai licenței pro. Uh-huh. Însă cu pandemia și cu toată situația nu s-a trecut peste această propunere și deocamdată ei rămân. Cât costă tot dacă urmezi tot pilonul ăsta de licențe, cât te costă? Acum pot să vorbesc despre prețuri care sunt la vedere, uh-huh, pe site-ul nostru. Pot să vorbesc de cât costa. Vedeți că asta cu costă. Prețuri care sunt la vedere poate lăsa loc de interpretări. De ce? Prețuri care sunt la vedere, cum adică? Sunt la vedere, în sensul că dacă vrei să vezi costurile, da, sau prețul... Nu, există și niște prețuri care nu sunt la vedere? Sau? Nu, sunt la vedere. Ah, okay. Prețurile, mm-hmm, toate sunt la vedere. Ok, bun, da, bine, dacă... am înțeles. Da, nu, de asta dacă... spuneam că poate lăsa un loc de interpretare. Prețurile sunt la vedere, sunt oficiale. Nu, bun. Nu vrea nimeni să... Totul este cât se poate de transparent. De exemplu, la licența B, prețul era de 2100 de lei. 2100 de lei. Înainte. Uh-huh. Da. Odată cu apariția noii convenții UEFA și cu, cu analizarea tuturor noilor programe și cu venirea mea la școală și cu updatări și cu reactualizări, am considerat împreună cu directorul tehnic și cu Răzvan Burleanu că trebuie să trecem la alte costuri pentru că nu răspund tuturor cheltuielile, prețurile vechi pentru dobândirea licențelor, nu răspund tuturor exigențelor și atunci trebuie să mărim calitatea procesului, trebuie să aducem lecturi din ce în ce mai buni, trebuie să aducem, să avem, material didactic din ce în ce mai performant. Uh-huh. Trebuie să închiriem la care să putem să desfășurăm procesul după noile cerințe ale UEFA. Okay. Pentru că UEFA are un departament foarte bine pus la punct de educație a antrenorilor, care ne trimite regulat
eu știu, tot soiul de îndrumare, tot soiul de documente pe care trebuie să le luăm foarte serios în discuție. Pentru că altfel nu se acreditează, nu se, adică școala are, mă gândesc, un rating. La evaluări, da? La evaluări, un supervisor UEFA da? Nu evaluează doar conținutul, ci și tipul de formare și tipul de lucrare al procesului. Adică formarea adulților nu e același lucru cu formarea elevilor sau formarea copiilor. Uh-huh. Important este ca antrenorii care vin acolo să învețe să lucreze în grup cu sarcini. Sunt niște principii pe care trebuie să le respectăm și atunci toate dotările trebuie să fie de maniera asta. Adică poți să ai o prelegere, o expunere în fața a 25 de cursanți care să rămână doar o prelegere sau poți să ai o prelegere în care cursanții pe parcursul a 2 ore să aibă 2 sarcini de lucru la care să lucreze în colectiv, să analizeze o temă, să decidă împreună care e răspunsul și unul dintre ei să livreze în fața tuturor răspunsul grupei respective pe temele pe care le primesc de la lector. Ori pentru asta ai nevoie de mese de lucru, 5 mese separate, ai nevoie de dotări. Ori la momentul ăsta, pentru a desfășura un astfel de proiect, trebuie să te duci să închiriezi. Să închiriezi la LIA, să închiriezi unde poți, unde sunt astfel de dotări care să îți permită să te desfășori așa cum trebuie. De la 2100 va crește la cât? Mai știu exact prețurile că sunt făcute de curând, dar cred că e 4000 licența aproape dublu. Aproape dublu, da. Ok. Da. Licența A. Licența B. Licența B. Da, licența putem intra pe site ca să vorbim direct. Spuneți-mi că intru eu acum. Exact, pe site-ul ANF. Se poate intra? anf.ro, anfferf.ro. anfferf.ro. Imediat vedem. Așa. Ca să le spunem oamenilor că probabil că se uită foarte mulți care își doresc. Sigur. Bun. Acasă, cursuri, licențe antrenor. Licențe UEFA. Și acolo trebuie să existe detalii SFA. Trebuie să existe un buton în care se scrie taxe SFA. Exact, acolo. Taxe pentru cursul de înscriere, taxe pentru cursul în vederea obținerii licenței UEFA B, 400 de lei înscrierea, 4000 de lei cursul. Da. Taxe pentru cursul în vederea obținerii licenței A, înscriere 400 de lei, 5000 de lei cursul. Da. Taxe pentru cursul în vederea obținerii licenței UEFA Pro, 400 de lei înscrierea, 23.000 de lei cursul, asta înseamnă 4.000 și ceva de euro. Exact, cam acolo. Bun. Uh-huh. Vizele anuale, 1.100 de lei. Mă rog, asta cu vizele sunt, în fine, nu cred că stăm acum să le povestim oamenilor cât costă și vizarea anuală. Exact. Antrenorii. Deci, o sursă de venituri pentru federație va deveni, pentru că sunt foarte mulți antrenori care... Haideți să spun, nu sursă de venituri, este o sursă, sunt niște bani care ne permit nu să suplimenteze federația activitatea noastră, ci noi să desfășurăm activitate în condiții normale, cât se poate de normale și cât se poate de în concordanță cu cerințele UEFA. Și cu cerințele unui proces în urma căruia pe orice anul, Andrei Cristea, toți cei care se înscriu, să dobândească la final competențe teoretice și practice care să le asigure, eu știu, parcursul normal în cariera de antrenor și cât se poate de performant. Asta este scopul nostru. Deci nu suntem aici să facem profit din învățământ. Bun. Vreau să vă întreb altceva în momentul ăsta. O să ne mai întoarcem, că sunt multe lucruri pe care dumneavoastră sunteți pregătiți, despre care dumneavoastră sunteți pregătiți să discutăm. Vreau să vă întreb însă o chestie. Da. Am o mare curiozitate. Am ajuns la jumătatea emisiunii. Ați fost timp de 10 ani, corectați-mă dacă greșesc, directorul tehnic al Academiei lui Gică Hagi. Da. De ce ați plecat în 2019? Am ajuns la un moment la care am considerat că este bine să mă opresc în momentul ăla, pentru că împreună cu familia am decis lucrul ăsta. Vă căutați cuvintele. Îmi caut cuvintele cu grijă, pentru că... Vă văd. Vreți, cu grijă. E un subiect sensibil, simt, dacă vă căutați cuvintele cu grijă. Nu este chiar sensibil. Am considerat că trebuie să mă odihnesc. Pentru că imediat după ce am terminat activitatea la federație, în primul... Dumneavoastră ați fost, ca să le spunem oamenilor, între, și corectați-mă tot dumneavoastră, 2007-2011 ați avut un ciclu de 4 ani de selecționer
U15, U17, U19. Da, am avut grupa de copii născuți în 1992. Am început în 2006, ca să fiu și mai exact. 2006, ok. Sub contract am lucrat din 2007. În 2006 am început selecția la grupa aia, în toată țara. Vârful a fost Nicușor Stanciu din... Nicușor Stanciu, Benzar, Sergiu Buș, Toșca, Crețu. Okay. Sunt câțiva jucători care ne-au trecut prin mâini și trebuie să mă fac foarte clar. Ne-au trecut prin mâini, nu noi i-am format la echipa națională. Da. Noi i-am selecționat și i-am pregătit în stagii astfel încât să ne omogenizăm, să vorbim aceeași limbă. Bun. Așa. Deci, odată cu stagiul ăsta de 5 ani de zile, continuat cu cei 10 ani de zile, am considerat că ar fi cazul să încerc să mă odihnesc, să văd un pic cum se așează lucrurile, pentru că am simțit nevoia asta. E foarte solicitant să lucrez cu Gica Hagi? Îl cunoașteți. Noi cunoaștem, deci, cred că dumneavoastră îl cunoașteți mai bine, că ați fost colegi încă de când erați. Da, îl cunosc foarte bine. Îl cunosc ca prieten, îl cunosc ca patron. Sunt diferențe, foarte clar, normal. Omul este foarte exigent, își dorește să fie permanent cel mai bun. Ori toată această atitudine a lui a trebuit transferată în mintea și în activitatea tuturor antrenorilor cu care am lucrat. Și au fost cam 20 antrenori principali, antrenori secunzi, preparatori fizici, antrenori de portari. Toată lumea trebuia să tragă în această linie, să doresc să fii cel mai bun. Și asta a însemnat activitate de 8-9 ore pe zi, despre care lumea nu știe ce este în spate, de organizare, de administrare, de formare, de autoeducare și de educare a tuturor, pentru că știți foarte bine, sau dacă nu știți, vă spun eu acum, în România, fiecare antrenor de copii consideră că echipa pe care o antrenează, echipa lui. Sunt dese cazurile în care un antrenor își ia copiii și pleacă la un alt club care... Am auzit nenumărate cazuri, se întâmplă. Da. Ori într-o societate corect administrată, corect organizată, lucrul ăsta nu există. Echipa nu este a ta, echipa este a clubului, tu ești doar cel care îi antrenează pe copiii și pe jucătorii clubului și încerci să le mărești potențialul, adică să le potențezi talentul și să-i dezvolți așa cum trebuie. Tu ești rotiță într-un sistem. Da. Ori pentru lucrul ăsta trebuie să fii suficient de modest ca antrenor, să-l accepți, după care să lucrezi pe o linie pe care ai avantajul să-ți o traseze un nume ca Hagi, un club al lui și un șef de centru care vorbește aceeași limbă cu patronul. Bun. Vreau să vă spun două chestii acum. Și o să pun informațiile astea față în față ca să vedeți că nu e nicio intenție de a, de a provoca ceva din partea dumneavoastră. În perioada în care ați fost acolo, cred că sunt 24 de titluri naționale la toate grupele pentru Academia Gica Hagi. Da. Le-a calculat cineva, sunt 24. Multe. Da. Probabil că dumneavoastră nu le-ați calculat, că erau mulți. Da, 20. Deci, atenție, performanțe. Da. La copiii și juniori. Pe de altă parte, vă voi spune acum o anecdotă pe care poate că o știți, poate că nu o știți. Care mie mi s-a părut sugestivă pentru modul în care copilul, fotbalistul tânăr român este crescut chiar și la nivelul cel mai reprezentativ în România, cel mai important în România, adică Academia Gica Hagi. Da. Despre care se spune, domnule, este o academie făcută după model occidental. O anecdotă care sună cam așa. Un om important de la un club important din străinătate, formator de copii, unde filozofia este copilul se joacă, se relaxează, învață fotbal. Vine în vizită la Academia Gica Hagi, foarte impresionat de facilități, de tot ce a găsit. Asistă și la un meci de la un anumit nivel, de nu știu ce grupă, nu vă pot spune momentul ăsta că nu știu. În timpul căruia
există un nivel de nervozitate pe bancă, în tribune, transmisă de patron, de oamenii din jurul patronului, o stare de nervozitate excesivă, pe care el o remarcă la finalul meciului, la impresii. Dom'le, cum, ți s-a părut foarte frumos, jucători talentați, dar am sesizat o mare nervozitate în timpul meciului. Toată lumea striga, inclusiv antrenorul secund, striga de pe bancă foarte tare. La care Gică Hagi se întoarce către Gică Popescu și spune, ți-am zis eu că antrenorul principal e moale? Adică problema lui Hagi nu era că e o nervozitate teribilă pe arenă, la niște copii, ci că antrenorul principal nu țipă mai tare decât, sau că antrenorul secund țipă mai tare decât antrenorul principal. Da. Mie mi se pare asta o problemă, sincer. Știu că eu vă pun, poate că sunteți într-o situație delicată, e vorba de un prieten. Dar nu sunt. Dar mi se pare o problemă importantă și o problemă mare a fotbalului românesc asta. Da. Odată, haideți să definim dacă e anecdotă sau nu. Eu știu că nu e anecdotă, e un fapt real, dar o prezint la nivel anecdotic pentru că nu am dat încă nume, nu am... Ok. Din nou, caut cuvinte ca să exprim ceea ce trebuie, nu pentru că am ceva de ascuns. Unu. Dacă Gică ridica tonul din tribună, ridica tonul pentru că s-ar fi așteptat ca nivelul jocului echipei pe care nu el o antrenează, ci o antrenează un antrenor din clubul lui să fie altul. Totdeauna, dacă pe Gică Hagi l-ați auzit sau cineva l-a auzit în tribună nemulțumit de ceva, s-a declarat nemulțumit de jocul pe care el și-l imagina la nivelul acelei echipe. Bun. Gică Hagi, ce trebuie să știe toată lumea, lăsând anecdotele deoparte, este foarte implicat și cunoaște mai mult decât oricine. Poate doar eu mă ridicam puțin la nivelul de cunoaștere al potențialului jucătorilor lucrând cu ei. El are darul ăsta și cunoaște jucătorii, își cunoaște jucătorii de la cele mai mici grupe foarte bine. Și își imaginează foarte aproape de realitate cam cum ar trebui să arate un joc în care copiii trebuie să se bucure, dar trebuie să și joace un anumit tip de fotbal. Bun. Și se poate face lucrul ăsta. Ori el, dacă ridică tonul, sau dacă atenționează, sau dacă este nemulțumit de ceva, este nemulțumit de nivelul jocului. Deci este nemulțumit de ceea ce consideră el că antrenorul ar trebui să îmbunătățească. Ok. Dar, revenind la bucuria pe care ar trebui s-o vedem în jocul copiilor, să știți că până la 13 ani, asta este atitudinea pe care, într-un centru corect organizat și corect, eu știu, administrat din toate punctele de vedere, mai ales cel tehnic, obiectivele până la vârsta asta de instruire nu impun rezultat, ci toată lumea trebuie să fie focusată pe proces. Bun. Până la 13 ani, dacă facem o paralelă cu școala, până în clasa 8-a, înveți foarte mult. Apropo de vârsta 10, 12 ani, 13 ani, care e vârsta de aur a învățării. Într-adevăr, acolo se învață mult, acolo nu există presiunea învățării cu deasila, cu forța. Da. Și de aici vine ideea că ar trebui să te bucuri de ceea ce faci ca și jucător până la vârsta aia. Asta înseamnă un profesor, un antrenor foarte bun, care să știe să te facă să descoperi lucrurile pe care el și le dorește, ca tu să le achiziționezi ca jucător, fără presiune. Doar că, nu uitați, suntem în România și chiar dacă unde în România până acum de curând, când s-a implementat un alt stil de competiție și revenim și aici, în România, datorită faptului că au existat competiții cu finalitate națională de la 8 ani, de la 9 ani, ceea ce este o aberație. Ok. Da? Adică nu poți să ceri unui copil care e la început de drum să, care de-abia învață să meargă pe bicicletă, să spun, să facă concurs de bicicletă după un an de zile de învățare. Nu se poate face lucrul ăsta. Adică tu înveți fotbalul, ești la 8 ani, de-abia înveți să dai cu piciorul în minge ca să o transmiți colegului sau eventual să creezi un triunghi pentru că ăsta este antrenamentul și așa ar trebui condus.
să împingem acest copil înspre competiție, înspre presiunea competiției. Înspre rezultat. Da. Competiție există. Da, înspre rezultat. Vrem să câștigăm la tot, dar înspre rezultat. În condiția în care copilul ce să-ți poată prezenta la vârsta asta? Asta a fost România. Federația a înțeles lucrul ăsta, există de ceva vreme, din ce am înțeles, în gândirea părții tehnice din federație și administrative, și de anul ăsta s-a pus în aplicare. Până la 13 ani de zile nu se mai produc ierarhizări, clasamente. Tot procesul trebuie orientat către jucător, dezvoltarea corectă a lui. Adică antrenorul trebuie împins cu orice preț să se focuseze pe antrenament, pe dezvoltarea copilului, pe identificarea problemelor lui, pe potențarea talentului lui, deci pe dezvoltare, da, și nu pe rezultat, ceea ce este normal. Da? E în condițiile în care peste 5 ani de zile, pentru că revin la Gică, Gică vrea să câștige. Da. Dar nu oricum. Dacă noi am ajuns la concluzia că o echipă a câștigat un titlu național cu un meci de finală de campion național foarte slab, n-am fost fericiți niciunul. Nici el, nici eu, nici antrenorul. Nu putem fi fericiți, n-am putut fi fericiți cu un titlu național câștigat, dar fără jocul ăla spectaculos care ne face bucurie și plăcere. Și ne făcea bucurie și plăcere. Da. Iar ideea de exigență, da, un antrenor care știe să antreneze până la 13 ani nu trebuie să ridice tonul ca să se facă înțeles. Nu trebuie să ridice tonul. Însă, încă o dată spun, tot procesul ăsta e un proces de adaptare la noi reguli, la noi realități. Eu vă spun că peste 3 ani, 4 ani de zile nu o să mai auziți în antrenamentele și meciurile de până la 13 ani ceea ce auziți astăzi. Nu o să mai auziți. Aș vrea să cred asta, dar mi-e greu să cred. Haideți să vă dau un exemplu. Spuneți-mi. De ceva vreme, cred că sunt 2-3 ani de zile de când s-a organizat Interliga. Interliga e o competiție pentru cei mai mici până la 10 ani. Ok. Interliga, ce presupune Interliga? Interliga presupune un gen de competiție de tip festival. Adică, ne urcăm în mașină toate grupele de la 6 până la 10 ani. Da. Mergem de la București la Ploiești. Da. Acolo mai vin 4 cluburi. Da. La fel. Da. Împărțim terenul corespunzător și fiecare grupă joacă sistem turneu cu celelalte grupe, cu pauză între meciuri, toată lumea se bucură. Dacă vrem să contabilizăm rezultate, e foarte bine, dar să contabilizăm minute devine obligatoriu. Adică minutele pe care fiecare jucător le joacă trebuie să fie egale. Aha. De ce? Pentru că trebuie să le oferim copiilor și părinților bucuria ca un copil să se desfășoare la final de săptămână în teren pentru ideea de meci. Vreau să vă mai întreb o chestie, iertați-mă, că acum... O lichidez, țină puțin, te rog. Da. Așa, tot acest tip de turneu festival a început într-un fel, acum în marea majoritate a țării e altfel. Adică a început în aceeași idee de concurs. Aha. Să câștigăm, da, să îndrumăm, da, să șoptim jucătorilor ce au de făcut din... Da. De pe bancă, pentru că vrem să câștigăm, nu pentru că așa trebuie, da, să țipăm, să ne inflamăm când, da, eu știu. E, acum lumea e mult mai liniștită. Antrenorii sunt mult mai liniștiți. Părinții sunt mult mai liniștiți. De ce? Pentru că nu mai există obligativitatea ca la final de an să te califici pentru o etapă superioară pe care trebuie să o câștigi, că trebuie să te duci la turneul final, da? Nu mai există această obligativitate. Deci, apropo de bucuria de care vorbeai un pic mai devreme, bucuria aia a început până la 10 ani. Se, da, continuă până la 13 ani, doar că tot ceea ce se întâmplă între 10 și 13 ani are un alt caracter de instruire. Va dobândi altceva. Vreau să mă întreb o chestie. Care e, din punctul dumneavoastră de vedere, marea problemă a tânărului fotbalist român care pleacă în străinătate și eșuează de cele mai multe ori? Eu sunt convins de ceva. Eu sunt convins că fotbalistul român, cel de până acum, care pleacă în străinătate, are mari
datorită procesului de pregătire, de instruire, care în mod normal ar trebui să se întâmple ca la școală. Fac permanent paralela asta și nu s-o obosesc niciodată să spun. Așa, în clasa întâia înveți materie de clasa întâia, în clasa a patra înveți de a patra, în clasa a șaptea înveți de a șaptea, în clasa a zecea înveți de a zecea și așa mai departe. Okay. După care ajungi la facultate, pentru că ai decis să faci performanță în ceva și acolo aprofundezi. Okay. Da? Așa este și fotbalul. În fotbal, de la 6 ani până la 7 ani, trebuie să ai un anumit conținut în pregătire, care să se continue la vârsta următoare, care ulterior să se continue în clasa a treia, okay, la 10 ani și așa mai departe. Toate astea sunt foarte bine organizate în străinătate. Un centru de formare în străinătate se conduce foarte ordonat pe obiective de instruire, pe vârste. Adică un copil care are o anumită dezvoltare fizică și psihologică, unui copil de o anumită, eu știu, la o anumită etapă de creștere și dezvoltare și de instruire, nu poți să-i ceri, eu știu, să facă, să gândească, să vorbească ceva care corespunde unei alte etape, mult superioare. La noi se grăbesc lucrurile. S-au grăbit lucrurile. S-au grăbit oare? Pentru că sunt, și am auzit, antrenori și jucători care recunosc, domnule, până am plecat în străinătate la 18-19 ani și nu știam chestiuni elementare tactice. De ce spun că s-au grăbit lucrurile? S-au grăbit lucrurile către un joc colectiv, okay, nu către dezvoltare individuală. Uh-huh. De asta spun ei că am ajuns acolo și nu știam să dau cu latul. Și am învățat la Ajax să dau cu latul. Uh-huh. Adică pas atare, preluarea corespunzătoare, pasă pe poziție viitoare. Am învățat acolo. Da, pentru că atâta vreme cât ai lucrat la noi, pentru că, eu știu, programul tău de dezvoltare nu a fost atât de coerent cum este în țara, okay, la care ai fost, și atât de fluent și atât de clar și atât de la simplu la complex ca să ajungi acolo unde trebuie, s-au produs, eu știu, gapuri, găuri de instruire, uh-huh, în care ne-am trezit că chiar și un jucător ca și Cristi Chivu a declarat că a învățat să dea cu latul. Și el era jucător de echipa națională. Da. Deci, orientarea asta către rezultat a dus la un joc mai degrabă colectiv, în care îți folosești piciorul îndemânatic mai mult decât cel neîndemânatic, nu ești învățat noțiuni de tactică individuală specifice vârstei, să te poziționezi, da, să știi când să pleci într-o presiune, într-un duel, să știi să te informezi, pentru că sunt lucruri pe care le înveți de mici. De mic le înveți. Uh-huh. Ori toate astea au fost lăsate deoparte pentru că trebuie să fac eforturi să câștig. Ca să aduc cât mai mulți copii, să le arăt ca am multe medalii. Ca să le arăt ca am multe medalii. Da. Acum, după Revoluție, ca să fiu convingător în argumentul că trebuie să cer o taxă, mm-hmm, eu nu spun că lucrurile nu se fac ordonat în foarte multe locuri, dar ce bine ar fi ca fiecare centru de copii și juniori să aibă un plan de dezvoltare al, sau un model de plan de dezvoltare al jucătorului de la cea mai mică vârstă până la cea mai mare, în care fiecare an de vârstă să aibă un plan anual în care să se specifice. De aici pleci, aici trebuie să ajungi. Ok, ce faci într-un an? Păi fac ce trebuie. Fac ce trebuie. Și pentru asta hai să-i ajutăm. Încă o chestie vreau să vă mai întreb, legată de mentalitatea fotbalistului român. A venit Christoph Daum la națională, ok, era naționala de seniori, a încercat să implementeze niște metode pentru a strânge grupul, pentru a uni grupul, pentru a relaxa poate grupul. Niște chestiuni care au fost privite de anumiți jucători de la echipa națională cu mare reticență, nu știu, să tragem autocarul, să diverse lucruri, diverse jocuri pe care mulți dintre fotbaliștii români le-au privit cu ostilitate. Și acum o să vă citesc o declarație dată de Mircea Sandu în 2011, după un turneu final unde dumneavoastră era selecționerul național de Under 19, și spunea Mircea Sandu, fostul dumneavoastră coleg de la Sportul: nu avem antrenori profesioniști, metodele astea cu team building, cățărări și canotaj nu dau roade. Regret că nu l-am convins pe Sândoi să preia în iarnă lotul. Cum va pica declarația asta și ce se ascunde în spatele ei? La momentul respectiv nu mi-a picat bine. Nu mi-a picat bine la momentul respectiv, pentru că
cel care a aprobat programul ăsta, n-am fost eu, eu l-am propus. Așa. Iar la momentul la care am propus, am avut argumente. Okay. Comitetul executiv, care a ascultat tot programul meu de pregătire în două rânduri, a fost de acord la momentul respectiv cu aceste metode și cu argumentele pentru ce s-a întâmplat lucrul ăla. Okay. Iar argumentele au fost simple. Nu. Nu mi s-a aprobat. Nu. Mi s-a aprobat proiectul inițial de, să spunem, de relocare, de cedarea tuturor jucătorilor de echipă națională de la 92 pentru un proiect de tip Luceafăru, ultimele 6 luni înainte de turneul final. De turneul final. Okay. În două rânduri acest lucru a fost adoptat, a fost aprobat. Okay. După care s-a renunțat la el. Nu mai e bun. Uh-huh. E în condițiile în care eu, înainte de turneul final, am avut 4 jocuri în 6 luni. 4 jocuri am avut în 6 luni, din câte mi-aduc aminte, cu Serbia 2 și 2 cu Macedonia, din ce mi-aduc aminte, a trecut timpul, pentru a pregăti un campionat european în România, uh-huh. Atunci am căutat soluții, iar soluția, din punctul meu, una din soluții a fost ca în acea lună, înainte de turneul final, cu jucători care, la vârsta respectivă, au avut doar o săptămână de vacanță, haide să începem cu o săptămână de team building în care, împreună cu o echipă, o firmă specializată pe așa ceva, la Techir, eu l-am desfășurat niște activități care, într-adevăr, la finalul lor, am observat mult mai multă coeziune între băieți. Da. Asta a fost scopul. Da. În paralel cu antrenamentele pe care le desfășuram. Sigur, că nu făceați doar team building. Nu făceam doar team building. Făceam antrenamente, da. Dimineața team building, pe teren, în sală, cu lucruri foarte atractive, cu lucruri în urma cărora toți componenții lotului au fost invitați să spună părerea și să dea feedback la tot ce s-a întâmplat. Uh-huh. Iar din feedback-urile pe care ei le dădeau, noi am interpretat care și, până și care se pretează la acțiunea care urmează. S-au făcut interpretări, care sunt jucători de decizie, care sunt jucători de echipă. Ați făcut acel test de la Clairefontaine, pe care îl folosea și la Wisla Belonia, inclusiv la echipa mare? Nu. Nu, nu există un test psihologic pentru jucători, pe care francezii îl foloseau la un moment dat cu atât de multă rigurozitate, uh-huh. și luau decizii pe baza acelui test psihologic, încât, uh-huh. la un moment dat a fost scos pentru că condiționa cumva, adică jucătorii care aveau un rezultat mai slab la testul respectiv, uh-huh. nu mai aveau nicio șansă în fotbalul francez, da, pentru testul psihologic nu ieșise cum trebuie. Nu, au fost niște observații. Okay, deci, în urma întregii săptămâni de lucru, am avut oameni lângă noi care au observat reacțiile băieților, care au observat gradul de implicare, care au observat relațiile sociale dintre ei. Și am luat niște informații. Deci n-am eliminat un jucător ca urmare a celor informații, doar că le-am pus deoparte și pe parcursul lunii întregi am tras concluzii despre lotul final, luând în calcul toate lucrurile astea. Fotbalul românesc nu pare nici acum pregătit pentru deschidere, totuși. Pare încă pentru așa ceva, opac, așa. Da, pentru așa ceva, păi cu toate pozele și cu toate articolele pe care... Da. Ziariștii le-au făcut prin presă. Uh-huh. Da, s-a creat un mare tamtam pentru așa ceva, dar în alte țări, cum spuneai, uh-huh. echipa Franței a făcut așa ceva. Au fost înainte de nu știu ce campionat european, au fost la munte și au făcut astfel de activități. Uh-huh. Ori mie mi s-a părut foarte potrivit lucrul ăla, pentru că n-am mai avut cele 6 luni de zile, am zis ce fac să economisesc timpul. Hai să încercăm și asta. Nici n-a costat mult. Oamenii din comitetul executiv, inclusiv președintele, a spus ok, pare ok. Bineînțeles că în condițiile în care tu în meciul cu Cehia deschizi scorul, după care pierzi din greșeli, uh-huh. cu o lună de pregătire înainte, Cehia, da. 3-1, după care al doilea meci pierzi cu Grecia, 1-0. Ai ocazii, reușești să treci de la un joc pierdut la calitatea jocului următor superioară, iar la ultimul meci reușești un egal, mărind calitatea jocului, concluziile noastre au fost că ar fi fost mult mai bine să fi avut mult mai mult timp la dispoziție și ne prezentam mai bine la turneu. Astea au fost concluziile de după turneu.
I-ați cerut vreo explicație lui Mircea Sandu după? Măcar așa ca între prieteni. I-ați spus ceva? Pot să cer explicații președintelui. Nu. Nu, am recepționat lucrurile. Destul s-a scris. Ciudățel, antrenor, ciudățel. Am citit, da. Da, antrenor care... V-ați fi închis în dumneavoastră după accidentul de autocar al echipei dumneavoastră Intersibiu în 1992, în aprilie. Da. Autocarul răsturnat, doi fotbaliști de la Inter au decedat, echipa era în drum spre Bistrița. Da, nu, astea sunt istorii, astea sunt anecdote. Sunt anecdote. De ce, spuneți? Nu ați fost în autocarul respectiv? Nu am participat în autocar, aveam glezna așa, am avut-o întorsă. Ați rămas la Sibiu, am rămas la Sibiu. Asta e o chestiune de șansă, o vedeți? Sau? Așa a vrut Dumnezeu, așa a fost să fie. Va fi de o traumă, cel puțin de o traumă posibil, psihologică. Posibil. Dar, într-adevăr, am fost foarte afectat de ce s-a întâmplat acolo. Dar nu ce scrie acolo în ziare, eu știu, prin articole. Oamenii interpretează după mintea lor, da? Asta... Dar înțeleg totuși că nu ați fost ferit de accidente auto? Ați avut am avut un accident, da. Am avut erați un accident, la sportul? Eram la sportul, veneam după un meci de cupă europeană, cred că din Polonia. Katowice câștigat, da, de echipa, câștigat de echipa. Cu 2-1, asta, dacă nu mă înșel. 2-1 sau, da, 2-1, da. 1-0 a fost la București și 2-1 în Polonia. 2-1 în Polonia, da, exact. Și am ajuns la București, am fost obosiți, am decis să mă duc la Constanța. Soția mea era la Constanța. Și am plecat târziu, n-am vrut să mă odihnesc seara, am zis să ajung acasă. Am adormit la volan, la Hârșova, și am avut un accident. Și m-am trezit la spital peste nu știu câte ore. La spital la Constanța. Wow. Da, într-adevăr, a fost un accident, dar nu cu foarte mari urmări. După care am plecat la Sibiu. Deci după perioada aia am plecat la Sibiu. Cum l-ați descrie pe fotbalistul Lucian Burchel? Un fotbalist cu peste 100 de meciuri în Liga, în Divizia A, cum se numea atunci, două meciuri la Națională, într-un turneu în Irak. Da. Ați pregătit, ați încălzit Irakul pentru Mondialul din 86. Da. Cred că în condițiile în care aș fi acordat mult mai multă atenție, eu știu, pregătirii mentale, sau hai să spun, dacă aș fi fost mai mult asistat la nivel de pregătire psihologică, așa, cred că aș fi dat mult mai mult ca și jucător. Adică am fost un jucător, din punctul meu de vedere, talentat, însă cu o pregătire psihologică corespunzătoare, cred că aș fi oferit mult mai mult. Ce ați fi simțit nevoia să primiți? Aș fi simțit nevoia să fiu mai pregătit pentru nivelul înalt de competiție. Pentru că am fost un... Ce? Erați un tip temător? Eram un tip mai emotiv. Emotiv. Mai emotiv. Eram un tip mai emotiv. Eram un tip care mă supramotivam, doream să dau foarte mult. Și vă blocați în momentul ăla? Sau? La momentul ăla nu știam ce înseamnă supramotivare, acum știu. Însă la momentul la care am aflat a fost prea târziu. Okay. E în condițiile în care aș fi avut parte de, eu știu, un staff tehnic în care să existe persoane competente în această direcție, sunt absolut sigur că aș fi gestionat cu totul și cu totul altcumva. Pentru că se poate. Se poate să, ca urmarea unui antrenament cu oameni specializați, să-ți gestionezi emoțiile și sentimentele, chiar să le folosești în sensul în care trebuie pentru un sportiv de performanță. Cum era vestiarul unei echipe în care erau Gică Hagi, care era un copil totuși, nu era o voce, Mircea Sandu, jupând de vestiar, Gino Ergulescu de asemenea, mă rog, și mai erau mulți alții, dar cum era un astfel de vestiar? O echipă care era, se spunea că e protejată de unul dintre fiii lui Nicolae Ceaușescu, de Nicu Ceaușescu. Da. Sincer să fiu, n-am simțit lucrurile astea. Simțit. Eu personal nu le-am simțit, pentru că la vârsta la care am ajuns acolo și perioada în care am stat, s-au schimbat foarte mulți antrenori, dar am prins și momentele în care echipa într-adevăr se prezenta foarte bine. Era multă valoare
acolo. Mm-hmm. Era o atmosferă foarte, foarte specială, ca să spun așa. Sunt curios ce se ascunde în spatele lui foarte special ăsta. Era foarte special în sensul că profilul jucătorilor de la sportul studențesc a fost un alt profil. Era un alt profil. Erau îmbrăcați de o anumită manieră, așa. Erau foarte atenți la îmbrăcăminte, foarte atenți la ținută, foarte atenți la... se vorbea altcumva, adică... Dar erau boemi, erau alte totuși. Glume. Era un vestiar boem. Să spunem că era și o formă de boemie, dar era o altă clasă. Uh-huh. Adică nu auzeai înjurături. De exemplu, am fost la alte echipe la care foarte, foarte des prima vorbă era, eu știu, da? Da. Acolo lucrurile au fost altcumva și astea nu pentru că au fost impuse de cineva. Așa era, cam așa era, eu știu, mediu. Am avut un președinte care era profesor universitar, care impunea, Popescu, care impunea prin ținută și așa mai departe. Felul în care era organizată și baza la sportul studențesc era ceva mai intim, așa, era, era ok. Povestiți-ne ceva cu Hagi din perioada respectivă, din amintirile dumneavoastră cu prietenul dumneavoastră, Cica Hagi, care se anunța un mare talent, ulterior a și confirmat. Bine, sunt multe, noi am și stat în camera amândoi, acolo, dar am avut momente în care am stat în camera amândoi, adică aveam un apartament cu două camere și am stat împreună anumite momente. Sunt interesante, dar m-am supărat foarte tare pe el și pe Mihale odată, dar mai mult pe Mihale, era tot un coleg de-al nostru de echipă, cumpărasem un aspirator, fusesem prin Rusia. Echipa avea, sportul era printre echipele care se bucurau totuși de o protecție și avea, în același timp era plină de, asta am înțeles din experiențele relatate aici în emisiune, erau, jucătorii aveau un feeling la business. Un business într-o perioadă comunistă, dar avea un flair capitalist jucătorii. Da. E și experiența cu autocarul rupt. Cu? Un autocar al sportului care a cedat greutății... Asta nu știu. Nu știu dacă prins așa ceva. Ok, bun. Ok, iertați-mă. Ați luat un aspirator. Ieșeam foarte des în străinătate, cel puțin de două ori pe an. Ieșeam și ale erau vremurile. Mm-hmm. În condițiile în care apăruse, eu știu, moda blugilor în România, bineînțeles că te duceai în Italia și luai 10 perechi de blugi. Da. Doi pentru tine, restul pentru vânzare. Asta a fost vremea. Corect. Nu toți au făcut lucrul ăsta. De exemplu, Hagi, Sandu Terheș nu erau orientați către așa ceva. Da, noi, ăia mai tineri, mai minte mai puțină, mai făceam, mai, în fine. Revenind la Gică și la Mihale, cumpărasem un aspirator și ei stăteam singur în cameră și au venit la mine și au zis, dă și nou aspiratorul să facem un pic de curățenie, stătea cu Mihale. Și am dat aspiratorul, era tot ok, când au venit înapoi, țevile alea metalice erau tocite. Erau aspiratorul nou fiind. Aspiratorul nou fiind. Și zic, ce ați făcut, mă, cu ăsta? Păi n-am putut să luăm... mizeria de pe la colțuri. Păi nu v-ați uitat, mă, că e și un un cap dintr-o un cap pentru de colțuri, la care era special pentru asta. Unde, mă, să ne uităm? Am luat ciocanul și am dat drumul și am făcut aia. Deci, așa de tare m-am supărat. Am luat un aspirator. O prelucrat aspiratorul pentru... Bine, asta e așa o anecdotă. Pe urmă ne-am distrat, da? Da. Așa. M-ați întrebat ceva anecdotic. A fost frustrant să plece la Steaua și să nu se mai întoarcă, că el va pleca pentru un meci. Teoretic așa s-a spus. Vă pleacă un coleg la Steaua să joace Supercupa Europei cu Dinamo Kiev? Eu n-am simțit-o așa. Nu? N-am simțit-o așa. Bine, n-am știut nicio clipă că va pleca, dar m-am bucurat pentru el, pentru că l-am văzut că suferă la momentul la care Steaua a câștigat Champions League, Cupa Campionilor. Ne uitam la meci și l-am văzut bucuros că a câștigat Steaua, că era echipa lui de suflet, dar era echipa lui a zis, de suflet. Uite unde trebuia să fiu eu. La Sevilla
se uita la meci cu un pic cu gelozie că nu e acolo. Deci cu... eu nu știu ce a însemnat asta, dar e foarte posibil ca în decursul timpului, chiar după ce a ajuns la Sportul, el să fi fost, eu știu, contactat. Nu vreau să fac eu speculații sau mai știu ce, dar l-am văzut că suferă, că n-a fost în momentul ăla acolo să câștige titlul ăla. Și probabil că la momentul la care i s-a oferit șansa, a ales să ducă și să rămână. Și a ales bine, din punctul meu de vedere. Era o presiune asupra jucătorilor de la Sportul, repet, o echipă care totuși nu era o echipă expusă ca alte echipe din Liga 1, care nu aveau o anumită protecție. Era totuși o echipă care putea să apeleze la un moment dat la un sprijin. Era totuși expusă înainte de meciurile cu Steaua și Dinamo. Erau presiuni foarte mari în perioada respectivă. Ba chiar există o dispută între dinamoviști și steliști încă și acum, după atâta timp, Lucescu, Iordănescu se ceartă odată la 10 ani, la 5 ani. Care era mai nenorocit? Steaua sau Dinamo? Cine făcea mai multe rele? Probabil că între conducători și între antrenori, probabil că totdeauna a existat, eu știu, dorința asta de a învinge. În general, jucătorii, să știți că erau prieteni. Când îi vedeai că se întâlnesc pe la echipele naționale, că mai ajungeam pe acolo, vedeam. Oamenii se primeau cu plăcere. Dar toată, eu știu, rivalitatea asta care a existat și probabil că nu va dispărea din mințile și din inimile lor prea ușor, chiar dacă acum sunt maturi. Odată intrați pe teren, oamenii își vedeau de treabă și apăra fiecare interesele clubului la care juca. Dar noi, ca și echipă, eu personal n-am simțit că suntem expuși. Nu. Jucam cu Steaua, câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni, aveai tracul respectiv. Da. Eu, care nu prea jucam, pentru că era o echipă extrem de valoroasă și simțeam emoție și mă pregăteam eu pentru meci, că eram în tribună. Da. Oamenii chiar jucau. Steaua chiar juca. Deci nu exista o presiune, decât faptul că joci cu o echipă foarte bună și faci cât poți. Faci ce poți și cât poți. În rest, n-am simțit eu. Poate alții mai în vârstă să fi simțit, poate cunoșteau mai multe, dar nu, la mine nu. Am ajuns la final, o să vă mai aștept la noi, pe la noi să mai vorbim, că nu am apucat să epuizăm nici măcar un sfert din ce ne propuse să chiar. Vreau să vă mai întreb o chestie legată de carieră. Ați jucat în 7-5 ora în care Hagi a dat 4 goluri? Într-un 7-5 al Sportului? Da. Ați jucat? Nu mai știu, cred că acasă a fost, nu? Ultima etapă. Hagi trebuia să dea, era la bătaie cu Pițurcă pentru titlul de golgheter. Hagi a dat 4 sau 5 goluri. Pițurcă n-a reușit să dea decât 1 sau 2. Da. Sau a dat și Pițurcă 3, cred, și oricum era goana după titlu. Da, probabil, dar știți că atunci erau foarte multe, eu știu, și Mateuț a trecut prin astfel de lucruri și la un moment dat el dădea 40 de goluri pe Dar Lucescu susține că la Mateuș nu a fost nimic. Dacă la Cămătaru a fost ceva, la Mateuș nu s-a... Dacă vă uitați la Dinamo, ce juca atunci, Mateuș, care venea din linia a doua și venea foarte bine și știa foarte bine și momentul când s-a parat la finalizare, avea și șut de la distanță. Mie mi-e foarte greu să înțeleg cum poți să contești 40 de goluri marcate în felul ăsta. Poate poți să contești 1, 2, eu știu, 3, 4, nu știu câte. Dar omul apărea la finalizare. A fost foarte bun prin ceea ce a făcut. Și Gică la momentul ăla. Pe Gică dădea la poartă de la distanță de nu vedea oamenii. Însă... Încă de la început, că după aia a ajuns la Steaua, sunt golurile celebre cu Stelea. Da. A avut un an de zile în care a marcat vreo 2 goluri la Sportul. Dar după aia omul a marcat constant. An de an, constant, constant. Deci, ca să vorbesc despre, eu știu, eventuale aranjamente, ori fi fost, nu știu. Dar, într-adevăr, era rivalitate. Pentru că titlurile de golghetă se, nu numai ca și jucător, cât să creezi un CV-ul important, dar și clubul și echipa respectivă. Mai ales când ai un jucător ca Hagi sau Steaua, cum l-avea pe Victor Pițurcă, îl pui în valoare. Sau Mateuț. Ultima întrebare pentru dumneavoastră, domnule Burcher.
Îi tot întrebăm în ultima săptămână, am întrebat fotbaliști, fost fotbaliști, când și-au pierdut inocența pe care o aveau, pe care o avea copilul din ei, care a început fotbalul, nu știu, la 8, la 9, la 10 ani, de plăcere, jucând fotbalul de plăcere, având niște vise legate de fotbal, de meciuri, de titluri, de campionate mondiale, de turnee finale. Când v-ați pierdut dumneavoastră inocența în fotbalul mare? Copilul din dumneavoastră, când a înțeles că fotbalul este altă lume, o altă lume decât cea pe care, la care visa copilul din dumneavoastră când a început fotbalul? Nu știu, e o întrebare aveți un specială. Moment? Chiar m-am uitat prin ziar și am văzut ideile astea despre pierderea inocenței. Eu, personal, nu am fost un jucător care, n-am fost un jucător care să mă pierd în astfel de lucruri. Adică, pentru mine, tot ceea ce citesc în ziare sunt niște, eu știu, niște trăiri ale unor oameni care chiar au scăpat un pic frânele și de-aia și regret acum. Ok. Pentru mine, viața nu a fost așa. Eu am fost un tip mai liniștit, mai retras. Adică impactul cu fotbalul mare pentru dumneavoastră n-a fost unul dur? Adică nu vi s-a schimbat percepția asupra fotbalului? Nu v-ați pierdut din plăcere în momentul în care ați intrat în fotbalul mare? Nu. Văzând anumite practici, văzând anumite... Nu, prea puțin m-am uitat la asta. Okay. Eu am fost orientat foarte mult către mine și de asta spuneam mai devreme că mi-ar fi plăcut să am, acum, cu mintea de acum, mi-ar fi plăcut să am, la felul în care am fost focusat pe ce aveam de făcut, să am unul care să... care, într-adevăr, să mă facă să-mi folosesc emoțiile așa cum trebuie. Dar ne-am mai încercat și o ieșire în decor, dar am văzut ce e bine și ce nu e bine și m-am retras. Nu, n-aș prea putea vorbi ușor despre pierderea inocenței și așa mai departe. Și, sincer să fiu, nu prea m-am interesat aspectul ăsta cu să observ eu mai mult partea urâta lucrurilor. Pentru că asta sună scuză pentru mine. Adică haide, Luciane, să mă uit de ce nu reușesc eu. Pentru practic că fac alibi, că e așa. Vă construiți un alibi. Dar nu, asta nu. Recunosc ceea ce aș fi putut face mai bine. Și mie, uitându-mă la campionatul mondial din 94 și văzându-i pe foștii mei colegi unde sunt, cu Belo, sunt mulți cu care am jucat și eu. Bineînțeles că am zis, uite-i, unde sunt ei și unde sunt eu. Și atunci am tras concluziile mele. Deci mi-e ușor să dau pe alții, dar mai bine hai să mă uit la interior, să văd eu unde am greșit. Asta a fost prima concluzie la Mondialul din 94 da, pe care ați tras-o? Da, m-am uitat și am zis, uite unde au ajuns ei, așa, ca și jucători, și unde am ajuns eu. Cu îndrumarea mentală de care vorbiți, ați fi ajuns mai sus? Cu ajutorul din punctul ăla de vedere, pentru că potențial tehnic, potențial fizic am avut, okay, cu o pregătire superioară, așa cum acum încercăm să asigurăm copiilor, cred că ar fi fost altul și traseul meu. Asta a fost să fie. Dar concluziile le-am tras. Nu o dăm pe alții. Cât oferim, atât primim. Cam asta e. Mulțumesc mult de tot, domnule Burchel, pentru prezența în emisiunea în această dimineață. Multă baftă vă doresc. Plăcere, să ne revedem cu plăcere și cu sănătoși și bine în situațiile, în vremurile în care trăim și prin care trecem. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Ne revedem mâine dimineață cu Leo Grozavu, fostul antrenor de la Șepși, va fi alături de noi. O zi bună vă doresc. Nu uitați însă site-ul Gazetei Sporturilor www.gsp.ro pentru toate informațiile importante, relevante din sport, din sportul mondial, din sportul românesc. O zi bună pe mâine!